Obezitatea este adesea pusă pe seama consumului excesiv de calorii. Obsesia calorică, așa cum o numește Jason Fung, este doar una dintre zecile de concepții greșite care mi-au fost băgate în cap încă de când eram copii. Aceste povești, aparent plauzibile, nu se bazează doar pe o știință eronată. Ele sunt de asemenea direct responsabile pentru orice, de la dietele yo-yo zadarnice, până la faptul că adevărații vinovați din spatele obezității rămân nedetectați. Acest video trimite multe dintre aceste mituri vechi la plimbare și ajunge la miezul problemei. Bazându-ne pe cele mai recente cercetări medicale, vom arăta că majoritatea grăsimilor sunt o parte esențială a unei diete sănătoase și că adevăratul motor al obezității sunt zahărul și carbohidrații rafinați. De ce? Ei bine, totul se reduce la hormonul care reglează atât de multe dintre procesele noastre corporale, insulina. Odată ce ai înțeles știința sănătoasă, poți face și poți începe să iei măsuri pentru a-ți proteja sănătatea și a evita obezitatea. La fel ca multe alte probleme sociale, obezitatea este adesea prezentată ca o problemă de natură versus educație. Deci, care este cauza obezității? Se reduce la metabolismul oamenilor sau la stilul lor de viață? Ei bine, răspunsul s-ar putea să te surprindă. Cele mai recente cercetări sugerează că mediul social nu este cauza principală a obezității. Știm acest lucru din studiile științifice privind factorii de mediu care afectează copiii pe măsură ce aceștia se dezvoltă. Cel mai bun mod de a determina cât de importanți sunt aceștia este să ne uităm la copiii adoptați și la familiile lor. Este exact ceea ce a făcut Albert J. Stankard. Cercetarea sa asupra copiilor adoptați în Danemarca a fost publicată în New England Journal of Medicine în 1986. De ce Danemarca? Ei bine, țara este destul de bună la păstrarea unor registre de adopție precise, ceea ce este exact ceea ce Stankard avea nevoie pentru a compara părinții adoptivi și biologici ai subiecților săi. Stankard a arătat că nu exista niciun fel de corelație între greutatea acestor minori și cea a părinților lor adoptivi. Acest lucru indica faptul că factorii de mediu n-au avut practic nicio influență asupra faptului dacă copiii au devenit sau nu obezi. Rezultatele studiului au venit ca un șoc, pentru că până în acel moment, presupunerea implicită fusese că mediul social era cel mai important factor atunci când venea vorba de obezitate. Argumentul conform căruia expunerea timpurie la junk food duce la probleme de greutate fusese respins. Rămăseseră așadar factorii genetici în urma studiului. Totuși, Stankard nu a respins doar o teorie veche, el a furnizat de asemenea dovezi pentru o nouă ipoteză. Atunci când a comparat copiii adoptați cu părinților biologici, a descoperit o corelație puternică. Copiii părinților obezi erau mult mai predispuși să devină ei înșiși obezi, chiar dacă crescuseră într-o familie în care toți ceilalți erau relativ slabi. În 1991, Stankard a publicat un studiu de urmărire follow-up care a pus o cifră la afirmațiile sale. Potrivit noi sale cercetări, factorii genetici reprezintă aproximativ 70% din probabilitatea ca o persoană să dezvolte obezitate. Oamenii cred adesea intuitiv că pierderea în greutate se referă la cât de mult mănânci. Reduceți aportul de calorii, se spune, și greutatea dumneavoastră va scădea. Sună destul de plauzibil, nu-i așa? Ei bine, există o problemă, pur și simplu nu e adevărat. De fapt, nu există o relație de cauzalitate între aportul caloric și obezitate. Unul dintre motivele pentru această concepție greșită este că există o corelație între un aport caloric mai mare și rate mai mari de obezitate. Potrivit raportului privind mortalitatea și morbiditatea, realizat de doctorii J. Day Wright și J. Kennedy, publicat în 2004, consumul de calorii în Statele Unite a crescut în medie cu 250 de calorii pe zi de persoană între 1971 și 2000, dar nu aceasta era cauza obezității în acea țară. De exemplu,
Latherbaum, medicul care a scris un studiu publicat în 2014 în American Journal of Medicine, arată că această relație nu era cauzală. Potrivit datelor lui Latherbaum, consumul mediu de calorii nu a crescut între 90 și 2010. Între timp, obezitatea a continuat să crească cu 0,37 de puncte de procente în fiecare an. Așadar, ce se întâmplă aici? E bine, reducerea aportului caloric general nu este suficient de una singură pentru a vă ajuta să slăbiți. Și motivul este simplu, greutatea corporală nu este determinată doar de numărul de calorii pe care le consumăm, ci și de numărul de calorii pe care le ardem. Cu alte cuvinte, randamentul caloric este la fel de important. Acest lucru ne conduce la o altă concepție greșită, ideea conform căreia caloriile pe care le consumăm sunt transformate automat în grăsime. Acest lucru pur și simplu nu este susținut de date. În realitate, caloriile sunt folosite pentru tot felul de lucruri, de la producerea de căldură, proteine, țesut osos și muscular, până la alimentarea creierului și creșterea volumului și a ritmului bătăilor inimii. Producția de grăsime este doar unul dintre multele lucruri diferite pe care le face corpul tău cu caloriile pe care le consum. Prin urmare, obezitatea nu este o problemă cauzată de faptul că mănânci prea mult. Este o problemă de utilizare a energiei. Organismul unora dintre oameni transformă caloriile în grăsime, în timp ce alții vor dezvolta pur și simplu oase și mușchi mai mari sau vor folosi acea energie pentru a-și spori concentrarea. Și iată cum stă treaba. Doar prima utilizare a caloriilor este considerată problematică din punct de vedere social. Să te îngrași este ușor. Contrar credinței populare, cel mai eficient mod de a lua în greutate nu este mâncatul în exces. Dacă doriți cu adevărat să vă îngrășați rapid, tot ce trebuie să faceți este să vă injectați un hormon pe care corpul dumneavoastră îl produce deja, insulina. Și tocmai insulina, sau mai degrabă nivelul crescut de insulină și dezechilibrele hormonale asociate, sunt principala cauza obezității. Este un lucru pe care L.C. Kong l-a demonstrat într-un studiu din 2013. Potrivit cercetătorilor lui Kong, aproximativ 75% din toate eforturile reușite de pierdere în greutate pot fi atribuite direct reducerii nivelului de insulină. Kong a arătat de asemenea că medicamentele care cresc nivelul de insulină al oamenilor au ca rezultat creșterea în greutate, în timp ce medicamentele care au efectul opus determină pierderea în greutate. Punctul cheie de reținut aici este că organismul dumneavoastră nu este supus controlului dumneavoastră conștient. Deci cine mai degrabă sau ce se află la volanul adevărat al obezității? Ei bine, într-un cuvânt, hormonii. Aceste substanțe reglatoare sunt cele care determină modul în care vă simțiți. Hormonul grăină, de exemplu, vă face să simțiți că vă e foame. Leptina, în schimb, vă spune când ați mâncat suficient. Și aici intervine insulina. În momentul în care cantitatea de insulină din sistemul dumneavoastră depășește un anumit nivel, echilibrul hormonal este perturbat, ceea ce duce la un comportament precum mâncatul în exces. Acestea fiind spuse, mecanismul exact care leagă nivelurile ridicate de insulină de obezitate rămâne de cercetat. Robert Lusting, un endocrinolog și expert în obezitate stabilit în California, a sugerat în 2004 că insulina inhibă funcționarea normală a leptinei. Aceasta este o teorie destul de plauzibilă și iată cum funcționează. Nivelurile de leptină, susține Lusting, cresc după masă. Acest lucru îi spune creierului că a mâncat suficient. Același lucru este valabil și atunci când v-ați îngrășat recent, iar grăsimea corporală crește. Leptina din corpul dumneavoastră suprimă pofta de mâncare și încurajează pierderea în greutate. Când te uiți la pacienții obezi însă, constați adesea că se întâmplă opusul. Nivelurile lor de leptină scad după mese, ceea ce înseamnă că senzația de sațietate sau sentimentul de a fi sătul le scapă. Absența acestui mecanism natural de feedback înseamnă că ei continuă să mănânce. Dar chiar dacă nivelul de grăsime corporală crește, nivelul de leptină rămâne scăzut.
Inflamația cronică și dereglarea hormonului leptină reprezintă două aspecte interconectate în ceea ce privește obezitatea și microbiomul. Haideți să explorăm mai în detaliu cum aceste procese interacționează și influențează greutatea corporală. Mai întâi, inflamația și obezitatea. Inflamația cronică este un răspuns imun exagerat și persistent al organismului la factori de stres, cum ar fi inflamația aterosclerotică, stresul oxidativ sau acumularea de grăsimi în țesuturile adipoase. Obezitatea este adesea asociată cu inflamație cronică, deoarece depozitele excesive de grăsime pot elibera substanțe chimice inflamatorii numite citochine în organism. Această inflamație poate avea efecte negative asupra țesuturilor și organelor, inclusiv asupra sistemului hormonal care reglează apetitul și sănătatea metabolică. Să discutăm puțin despre ce sunt citochinele și cum influențează aceste molecule procesele inflamatorii și metabolismul în cazul obezității. Citochinele sunt un grup de molecule de semnalizare sau proteine secretate de diferite tipuri de celule, inclusiv celulele sistemului imunitar pentru a regla răspunsurile imune și inflamatorii în organism. Aceste molecule joacă un rol cheie în comunicarea între celulele sistemului imunitar și au efecte variate asupra proceselor fiziologice. În contextul obezității, depozitele excesive de grăsime, în special grăsimea viscerală din jurul organelor interne, devine un obstacol major și un factor major în inflamația cronică. Aici intervin citochinele. Citochinele pro-inflamatorii, în țesuturile grase inflamate, celulele grase sau adipocitele și celulele sistemului imunitar eliberează citochine proinflamatorii, cum ar fi interleuchina 6 sau IL-6 și factorul de necroză tumorală alfa-TNF-alfa. Aceste citochine pot declanșa inflamația și pot avea efecte negative asupra sensibilității la insulină și a metabolismului grăsimilor. Citochinele anti-inflamatorii, pe de altă parte, au un rol antiinflamator, cum ar fi adiponeptina, care ar putea avea efecte benefice asupra metabolismului. Cu toate acestea, în contextul obezității, nivelurile de adiponectină pot scădea. Consecințele dezechilibrului citochinelor sunt rezistența la insulină, una dintre ele, și asta ne interesează astăzi. Inflamația cronică poate perturba răspunsul la insulină, ceea ce înseamnă că organismul devine mai puțin eficient în folosirea insulinei pentru a regla nivelul de zahăr din sânge și asta duce la o caracteristică comună, diabetul de tip 2 și obezitate. Să vorbim puțin și despre leptină. Leptina este un hormon produs de țesuturile grase și este responsabil pentru reglarea senzației de sațietate și controlul greutății corporale. Scopul său principal este de a informa creierul când să oprim mâncatul. Cu cât avem mai mult țesut adipos, cu atât avem niveluri mai mari de leptină în sânge. Ideal, leptina ar trebui să transmită creierului că suntem sătui, astfel încât să nu mai mâncăm. Leptina și microbiomul se leagă. Problema obezității. Studiile au arătat că microbiomul intestinal poate influența nivelurile de leptină în sânge. Un microbiom sănătos poate ajuta la menținerea unor niveluri optime de leptină și poate ajuta organismul să răspundă mai bine la semnalele hormonului. Pe de altă parte, un dezechilibru în microbiom poate duce la rezistența la leptină, ceea ce înseamnă că creierul nu mai reacționează la acest hormon cum ar fi trebuit. Rezistența la leptină este o stare în care organismul devine practic insensibil la efectele acestui hormon. Aceasta poate duce la creșterea apetitului și la mâncatul excesiv, în ciuda nivelurilor crescute de leptină din sânge. Rezistența la leptină este adesea asociată cu obezitatea și poate face dificilă menținerea unei greutăți corporale ideale. Oprah Winfrey s-a luptat mult cu pierderea în greutate. După ce a slăbit mai mult de 60 de kilograme în 1988, a început să se îngrașe din nou. De atunci a experimentat ceva familiar pentru oricine a încercat la un moment dat diverse diete. Un ciclu nesfârșit de pierdere și recâștigare a greutății. Așadar, ce face ca o dietă să fie atât de dificilă? E bine, se pare că nivelurile ridicate de insulină sunt de vină. În cele din urmă, acest lucru duce la rezistența la insulină.
Dar înainte să ajungem la asta, să ne uităm mai atent la insulina în sine. În principiu, insulina este un hormon responsabil pentru eliminarea zahărului din fluxul sanguin și depunerea acestuia în celulele corpului, reglând astfel nivelul de zahăr din sânge. Atunci când mâncăm carbohidrați și zaharuri, organismul produce insulină suplimentară pentru a face față acestor zaharuri primite. Consumul de prea multe alimente dulci sau bogate în carbohidrați dă peste cap acest mecanism delicat. Când se întâmplă asta, celulele devin în cele din urmă rezistente la insulină. Și acest lucru înseamnă în esență că celulele devin insensibile la receptorii hormonului insulină și nu mai absorb moleculele de zahăr din sânge. Ca urmare, persoanele rezistente la insulină au dificultăți mult mai mari în a pierde în greutate. Celulele lor primesc doar o mică parte din zaharurile pe care le-au consumat și strigă în mod constant după mai multă mâncare, ceea ce duce la creșterea în greutate. Acesta este de asemenea motivul pentru care chiar și dietele de succes se dovedesc în cele din urmă nesustenabile. Majoritatea oamenilor cedează în cele din urmă în fața cererilor corpului lor de a fi hrănit. Una dintre principalele cauze ale creșterii nivelului de insulină este gustarea dintre mese. De ce? Ei bine, fiecare gustare mică duce la un vârf de producție de insulină. Dacă mănânci mereu între mese, corpul va produce în mod constant niveluri medii spre ridicate de insulină și asta este o problemă. În mod ideal, corpul ar trebui să aibă perioade regulate de niveluri scăzute de insulină. Dar acest lucru este posibil doar dacă postim timp de aproximativ 4-5 ore după masă și dăm organismului șansa de a reduce acel vârf de producție de insulină înainte de următoarea masă. Pe măsură ce obezitatea a devenit o problemă de sănătate publică, recunoscută în a doua jumătate a secolului al XX-lea, atât experții cât și profanii au ajuns la o concluzie aparent plauzibilă. Oamenii se îngrășau pentru că mâncau prea multe grăsimi. Exista o singură problemă cu această teorie. Era greșită. De fapt, majoritatea grăsimilor alimentare nu sunt deloc nesănătoase. În ciuda presupunerii larg răspândite că grăsimile erau de vină, dovezile că nu este așa există de ceva vreme. Luați ca exemplu un studiu din 1948 realizat de oamenii de știință de la Harvard în orașul Framingham, Massachusetts. Cercetătorii știau despre corelația dintre bolile de inimă și nivelul ridicat de colesterol, dar au vrut să afle ce anume a determinat creșterea nivelului de colesterol, în primul rând. Ipoteza cu care au venit? Grăsimile din alimentație trebuie să fie vinovate. Studiul a infirmat rapid această idee, iar cercetătorii n-au putut găsi nicio corelație între consumul unor cantități mari de grăsimi alimentare și niveluri mai ridicate de colesterol. Dar ideea că grăsimile trebuie să fie de vină era atât de înrădăcinată încât oamenii de știință au refuzat pur și simplu să accepte rezultatele propriilor studii care infirmau această legătură. Atunci când un alt grup de cercetători a publicat un articol în New England Journal of Medicine în 1981, sugerând din nou că există o corelație mică sau deloc, aceștia au ignorat cu ușurință datele și au ajuns la concluzia opusă. Astăzi există puține îndoieli că aceste studii anterioare erau corecte, chiar dacă autorilor lor le-a fost greu să accepte asta. Înseamnă că puteți consuma grăsimi alimentare fără să vă faceți griji pentru sănătatea dumneavoastră? E bine, ca întotdeauna există o excepție care confirmă regula, grăsimile trans modificate. Acestea chiar sunt rele pentru dumneavoastră. Hai să le analizăm puțin. Ați auzit probabil de grăsimile saturate. Numele lor reflectă faptul că moleculele sunt saturate cu hidrogen, ceea ce le împiedică să se rîncezească la fel de repede ca grăsimile polinesaturate. În timp ce majoritatea uleiurilor vegetale sunt polinesaturate prin natura lor, majoritatea produselor de pe bază de ulei vegetal, cum ar fi margarina, sunt saturate în mod artificial pentru a le prelungi durata de valabilitate. De aceea le numim grăsimi transmodificate sau uleiuri vegetale hidrogenate. Nu se pune la îndoială utilitatea lor, dar există numeroase dovezi care sugerează că este mai bine să le evităm. Ca exemplu, un studiu realizat în 1990 de cercetători olandezi. Raportul a concluzionat că grăsimile transmodificate cresc colesterolul rău și reduc colesterolul bun.
Un studiu ulterior a subliniat aceste constatări, arătând că o creștere de 2% a consumului de grăsimi trans modificate crește riscul de boli de inimă cu 23%. În acest moment, probabil că vă întrebați ce înseamnă toate acestea în ceea ce privește dieta noastră. Ce ar trebui să mâncăm și ce lucruri este mai bine să evităm? E bine, iată care este principala concluzie. Problema nu sunt grăsimile alimentare, ci zahărul. Reduceți consumul de zahăr și, de asemenea, veți scădea drastic riscul de obezitate. Să aruncăm o privire mai atentă la acest pericol pentru sănătate, diabolic de dulce. Zahărul face câteva lucruri care fac ca obezitatea și problemele conexe să fie mult mai probabile. În primul rând, crește nivelul de insulină, iar aceasta, după cum am văzut, duce în cele din urmă la rezistența la insulină, mai ales în ficat. Acest lucru se datorează faptului că zahărul sau zahăroza conține ceva numit fructoză, un tip de zahăr pe care doar ficatul îl poate absorbi. Atunci când consumăm prea mult din această substanță, ficatul se străduiește să țină pasul și începe să transforme fructoza în grăsime. Acest lucru, la rândul său, crește riscul de rezistență la insulină și interferează cu funcțiile digestive sănătoase. Singurul lucru mai rău pentru tine decât zahărul este siropul de porumb bogat în fructoză. Zahărul obișnuit este alcătuit în părți egale din glucoză și fructoză, dar siropul de porumb bogat în fructoză o conține doar pe cea din urmă, de unde și numele. Acest lucru îl face și mai rău pentru ficat. Așadar, dacă doriți să reduceți expunerea la obezitate, începeți prin a reduce cantitatea de zahăr. Dar nu uitați că zahărul se ascunde adesea în cele mai neașteptate produse, așa că nu uitați să verificați etichetele. Dacă acesta conține mult zahăr sau orice sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză, lăsați-l pe raftul supermarketului. Așadar, pierderea în greutate nu înseamnă reducerea drastică a aportului de calorii și mai multe exerciții fizice. Ceea ce face cu adevărat diferența este reducerea alimentelor care cresc nivelul de insulină, în primul rând a zahărurilor și a carbohidraților rafinați și evitarea gustărilor constante. În concluzie, consumul de alimente bogate în fibre, cum ar fi legumele, fructele, nucile și semințele, poate promova un microbiom sănătos și poate reduce inflamația. Alimentele procesate, bogate în zaharul și grăsimi trans, pot contribui la inflamație și la rezistența la leptină. Limitarea acestor alimente este importantă pentru sănătatea metabolică. Stresul cronic poate contribui la inflamație și la rezistența la leptină. Tehnicile de gestionare a stresului, cum ar fi ieșirea în natură, pot ajuta. De asemenea, somnul bun ajută, deoarece lipsa somnului afectează leptina. Legătura dintre microbiom, inflamație și leptină joacă un rol esențial în reglarea greutății corporale și a sănătății metabolice. Menținerea unui microbiom sănătos prin dietă și stil de viață adecvat poate contribui la controlul inflamației și la reglarea semnalelor de sațietate, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra gestionării greutății corporale. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, share și subscribe. O zi sănătoasă vă doresc!